Salut și eu, familia Podar. Vă binecuvintez numele Domnului, Sebi și Florina, Domnul să fie cu voi. Și mă bucur pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu v-a dăruit-o, Dragoș Sebastian. Nu întâmplător ai pus lui la prenume. Vrei să ai moștenitor și de drept și de fapt. Domnul să vă binecuvinteze. Biblia zice, lăsați copilașii. Terminologia biblică este că atunci când zice copil, deja e mai mărișor. Când zice copilaș, cel mai probabil că nu poate umbla. Sau dacă poate umbla, se mai împiedică. Și Domnul Iisus zice, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Întrebarea care mi s-a ridicat în minte este aceasta. Pot copilașii să vină singuri la Domnul Iisus? Este posibilitatea ca, de exemplu, pe stradă, în această seară, să treacă un copil de 4 ani, da? Și să intre în clădire hazardos, așa, aleatoriu, că se trezește că vrea să intre într-o clădire care seamănă cu o bancă și curios și acolo? Realist, nu. Biblic, nici într-un caz. Biblia zice, i-au adus niște copilași. N-au venit singuri. Așa că porunca Mântuitorului, lăsați copilași, implică inclusiv acest gest. Aduți copiii și duminică seara la biserică. O zi niște părinți, amin? Amin. Asta e. Câți dintre copii? Toți. Și cel mai mofturos, da. Spun unii, domnule, nu pot veni la biserică pentru copiii mei sunt foarte mici. Eu nu știu cum e asta. Noi am crescut 6 frați și la noi nu exista să fie duminică și să nu venim la biserică. Când am încăput într-o mașină mică, tata, îl văd la bancol, a cumpărat un Mitsubishi L300 și acum mă amintesc că era crem. Și făceam naveta din Cluj la Feleacu cu mașina. Deci nu exista ca dimineața la ora 8 aproximativ să nu ne trezim. Asta nu exista. Nu știu cum să vă explic. Dar nu era obligativitate. Era doar la început o poruncă. Mai apoi era o semipasiune, că nu pot numi pasiune pentru că eram prea mici. Ați lăsa copiii să vină la Domnul Iisus Hristos înseamnă să-i aduci. Este un gest de maturitate spirituală. Așa că mesajul pe care l-am se intitulează proiectați-vă copiii pe drumul spre cer. Prea mulți copii sunt proiectați pe drumul spre fotbal. Prea mulți. Prea mulți copii sunt proiectați pe drumul spre seriale. Prea mulți. Prea mulți copii sunt lăsați cu gadgeturi în mână și la 5 ani vizionează pornografie. Prea mulți. Prea mulți. Proiectează-ți copiii pe drumul spre cer. Este responsabilitatea dumneata, dumitale ca tată și ca mamă. Și o să-mi ziceți, Caleb, de ce predici despre părinți, că tu nu ești încă? Sfântul Pavel zice către Timotei, tu dar, copilul meu, acceptați ideea că predic. Nici Pavel nu avea copii. Și totuși avea dreptul scriptural și biblic să învețe pe alții cum să-și administreze casa, să vorbească despre cei mai în vârstă. Acesta era darul lui Dumnezeu pentru el. Nici într-un caz nu pretind că ajung la nivelul lui, nici măcar 0,001%. Dar vreau să vă spun că biblic, scriptural, e corect să vorbim despre toate categoriile sociale de oameni și despre toate domeniile în care activează un om, chiar dacă nu am ajuns încă să am copii. Ziceți amin să primesc? Amin. Eu zic amin, amin. Doamne ajută. Cum să-ți proiectezi copiii înspre Domnul Iisus? În primul rând, foarte important, preocupă-te de copiii tăi. Vă dau un scenariu pe care nu-l cunosc în viața niciunui bărbat, dar vă dau un scenariu posibil.
Lucrează până târziu, foarte târziu, făine foarte obosit acasă, nici gând să vină la biserică în timpul săptămânii, că n-are timp, e prea ocupat. Și când vine acasă, se așează pe un fotoliu, e nevoia lui normală să se relaxeze, își pune o telecomandă, când că mai are un televizor, domnul să-l ierte, sper să-l scoți, da? Își pune o telecomandă în mână și continuu stă cu ochii lipiți de sticlă. Nu se uită la predici, să ne înțelegem. Nu ascultă cântări, nu nici într-un caz. Din când în când, copilul simte nevoia de lipici. Nu știu dacă știți ce azi. Eu știu că vin la catedră și se apropie de mine. Dacă nu reușesc să-i dau un feedback, adică o reacție pozitivă la ceea ce face un copil la școală, se deranjează, are iluzia că nu l-am văzut, că nu există. De ce nu m-ați văzut, zice la un moment dat? De ce ați privit cu tare persoană care exact ca mine am stat în bancă în același loc și pe ați privit-o, pe mine nu? De ce? Este nevoia de privire. Este nevoia de preocupare. Mântuitorul Iisus Hristos este în plină campanie de evangelizare, transmite mesaje care împart lumea, transmite mesaje care impactează universul, transmite mesaje care au impact etern, e vorba de viață veșnică, e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Și bărbatul acesta de 30 de ani înspre 33, nu știm exact ce vârstă avea la momentul acesta, bărbatul acesta în plină campanie de evangelizare este căutat de niște părinți disperați, niște tutori, niște oameni care administrau niște copii și au zis: noi nu vrem în primul rând să aibă telefon, mașină, la 18 ani nu vrem să le dăm casă, vilă, conturi, proprietăți, pe noi ne interesează altceva, vrem pe copiii noștri să atingă Domnul Iisus. Atinge-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi. Este cineva aici care vrea să-i atingă copiii Dumnezeu? Să ridice o mână în sus. Toți vrem asta. E o întrebare care n-are cum să aibă un răspuns negativ. Și în plină campanie de evangelizare, ucenicii se consideră niște bodyguards. O grămadă dintre oamenii care sunt în bisericile noastre au senzația că ei sunt bodyguards-ii bisericii. Oameni de ordine. Ei fac ordinea. Stați un pic să ne înțelegem. În biserica Domnului Iisus Hristos face ordine Iisus. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos a lăsat niște structuri de autoritate, niște slujitori prin care lucrează. În măsura în care mă supun autorității bisericii și a slujitorilor ei, mă supun lui Hristos. O zici cineva amin? Amin. Ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. În biserica Domnului nu face fiecare ce taie capul, ce vrea, ce consideră, ce îi se potrivește. Nu. Este o ordine normală. Dar niște oameni s-au crezut ei în stare să facă ordine. Și ce au zis? Nu ne place. Prima dată le-a zis frumos. A doua oară a ridicat un pic tonul. A treia oară au început să-i certe. Oameni care nu știu să facă altceva decât să se certe. Sper să-i atingă Domnul să-și revină. Amin. Robul Domnului spune Biblia să nu se certe. Să fie în stare să învețe pe toți cu blândețe, să fie aproape de oameni. Și ascultați ce se întâmplă cuvântul Domnului. Ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Cum reacționezi, Iisuse? Iisus zice, trebuie să repar această atitudine și să vă spun clar, lăsați copilașii să vină la mine și aveți mare atenție, nu-i opriți. Nu-i opriți prin răutatea voastră. Nu-i opriți făcându-i tomberoane spirituale când le băgați în cap toate prostiile care le-ați auzit de-a lungul timpului. Nu-i opriți prin impresiile voastre. Nu-i opriți prin teoriile voastre. Nu-i opriți prin bârfele voastre, prin răutățile voastre, prin ranchiunele voastre, prin ideile voastre. Nu vă opriți copiii din prezența lui Hristos. Aveți grijă, veți plăti în fața lui Dumnezeu dacă sunteți bariere între copiii dumneavoastră și Domnul Iisus. Și cum reacționezi, Iisus? Versetul 16 spune, apoi i-a luat în brațe. Ca frați slujitori, consiliem nu numai oameni trecuți de 18 ani, sau de 20 sau de 30 de ani, consiliem și oameni care au 15 ani, adolescenți, 16 ani. Și există o durere pe care o vezi în inima unui copil, pentru care tata și mama n-au avut preocupare minimă, minimorum. Te înfiori că există răni adânci pe care le deconspiră după 10 de ani. Și, spre exemplu, la 30 de ani zice, câte o soră, câte un frate, pe mine tata
Niciodată nu m-a îmbrățișat. Pe mine mama niciodată nu m-a iubit. Vorbeam recent cu o persoană și spunea, întotdeauna numai la sora mea ținea. Întotdeauna pe mine m-a pus la colț. N-a avut nicio preocupare pentru mine. Suntem două surori, zicea acel caz, și niciodată nu m-a băgat în seamă. Am ajuns la școală să fiu în colțul clasei, pentru că aveam un defect la nivel de vorbire. Toți din jurul meu au zis, ești o handicapată. Am crescut cu stigmatul ăsta, am zis, mă doare inima. Frate, care există vreo șansă pentru mine? Avea deschisă cămașa până aici și aici avea urme de lame. Știți de ce? Pentru că dacă societatea n-a avut timp să o valorifice, să-i pună în valoare lucrurile pozitive din viața ei, nu negativismul care există la oricare dintre noi și slăbiciunile noastre. Cel puțin tata, cel puțin mama, ar fi trebuit să se oprească, măcar o dată pe săptămână, și să o pună în valoare. Să-i spună, tu meriți, tu poți, tu ai viitor. Tu ești darul lui Dumnezeu pentru casa noastră. Tu nu ești o greșeală a Universului. Nici într-un caz al lui Dumnezeu, că El nu greșește. Preocupare pentru copil. Știți că îmi dau seama în sala de clasă care e copilul pentru care tata și mama n-au timp? Știți că întotdeauna iese în evidență prin chestiuni care, dacă nu le știu interpreta matur, mă pot supăra. Pot să-i duc în consiliu de disciplină pentru asta. De-aia eu trebuie să sap adânc în problemele lui și să-mi dau seama că de la clasa 5-a, din clasa 6-a, a fost un stigmatizat și jumătate. Și pentru asta s-a mutat din școala cu tare în școala cu tare, pentru că n-a mai putut rezista. Mi-amintesc că am sunat un slujitor odată să vorbesc cu el privitor la o slujire. Și mi-a zis, niciodată în ziua de miercuri eu nu plec de casă. Ziua de miercuri este ziua familiei noastre. Oricine mă cheamă, eu în ziua de miercuri nu plec de acasă. Mă pun pe covor lângă copiii mei, mă joc cu ei, oricât ar fi de mici. Le ofer sentimentul că sunt valoroși. Eu când intru în camera lor, cu jucăriile lor, cu Lego, ce au ei, eu nu mai sunt pastorul, eu sunt copilul pe care mă interesează să intru oarecum cu ghilimele de rigoare sub pielea lui ca să priceapă care valoare. Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai ocupat om din pe planetă, s-a așezat în mijlocul maselor de oameni care erau cu sufletul la gură să mai audă o predică din gura lui și zice, opriți timpul, e momentul să mă preocup pentru niște copilași. I-a luat în brațe. Și nu i-a luat în brațe pentru că plângeau să le închidă toată gura, să le dea un măr în gură să tacă. Nu. S-a oprit să ne dea o lecție fiecare dintre noi. Uitați-vă când există un duel între ucenici, care de care să fie mai mare, Mântuitorul Iisus Hristos are o preocupare extraordinară și își pune pe genunchii lui un copil și zice, dacă reușiți înălțimea spirituală a acestui copil să ajungeți, dacă mă iubiți cu credulitatea pe care o are copilul ăsta când mă iubește, dacă iertați cu rapiditatea cu care iartă copilul acesta, atunci veți fi mari în împărăția lui Dumnezeu. Proiectează-ți copiii spre cer, preocupare. Au fost familii în care părinții le-au dat copiilor tot ce au avut nevoie. La 18 ani i-a dat cheia la mașina cea mai performantă. Și vă amintesc doar o imagine. Din cauza spațiului și a condițiilor meteo, băiatul care avea de curând carnetul luat a urcat la volanul mașinii, n-a putut să stabilizeze în curbă mașina și a intrat într-un stâlp. Era întins pe asfalt. L-au sunat pe tata și au zis, veniți de urgență pentru că băiatul dumneavoastră este în condiții grave, o baltă de sânge lângă el. Taică-s-o se coborâ lângă el, i-a pus mâna la puls aici, în dreptul mâinii. Și s-a uitat băiatul pentru ultimele momente în ochii tatălui și a zis, tati, mi-ai dat smartphone. Mi-ai dat laptop de ultimă generație.
Mi-ai dat camera mea vopsită cum am vrut eu. Mi-ai dat mașină. Ai muncit pentru asta dimineața până seara? Să, tati, am o problemă. De ce nu mi l-ai dat? Pe Iisus. De ce n-ai avut timp să-mi spui că Iisus Hristos vindecă, că Iisus Hristos se liberează? N-am ajuns până la 18 ani să închei legământ cu Domnul Iisus Hristos al dumitale, despre care vorbești așa de frumos. Nu era un predicator, era un om care îl iubea pe Dumnezeu, dar care nu și-a făcut timp și preocupările lui n-au convers, n-au mers spre direcția de a insista realitatea aceasta. Investesc în copilul meu din timpul meu, mă interesează pe copilul meu să-l expun la Evanghelie. Mă interesează în casa mea să existe altar al rugăciunii. Mă interesează în familia mea să existe un semicerc în care fiecare zice un verset sau două, deschidem Biblia, citim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă interesează să existe acea părtășie extraordinară, nu doar la biserică. Copiii dumitale trebuie să-L iubească pe Hristos pentru modul în care te văd rugându-te, pentru maniera în care auzi și uzi patul și perna cu lacrimile tale, pentru că ai preocupare pentru copiii tăi. Apreciez foarte mult părinții care se roagă și își rostesc numele copiilor și își fac timp în rugăciunile lor să rostească fiecare prenume al fiecărui copil, indiferent de numărul copiilor. Și zice, Doamne, binecuvintează la acolo, fii cu ea dincolo, ai milă de el dincolo, are examenul cu tare, are boala cu tare, are situația cu tare. Preocupare pentru copil. Dacă e mai important e-mailul, dacă e mai important telefonul, dacă sunt mai importante problemele urgente de mâine dimineață și ai un target extraordinar de realizat și ai probleme cât casa de multe, copilul tău va simți. Nu te mira dacă ajunge la 30 de ani și o să-ți impute că niciodată n-ai demonstrat că ești preocupat pentru copilul tău. Proiectează-ți copiii spre cer preocupându-te, nu doar declarând asta, având o preocupare atentă. Când cineva se apropie de cineva să-l îmbrățișeze, înseamnă că îi dă credit, înseamnă că îi dă acea pasiune, acea preocupare, îl interesează de el, îl interesează, nu vor pe oricine îmbrățișezi. Americanii mai îmbrățișează oricine, dă un hug rapid, da? Asta e din cultura lor. Românii nu îmbrățișează pe oricine, trebuie să existe o orientare, un interes, să fie o pasiune specială pentru persoana aceea. Nu vorbesc de îmbrățișări iudaice sau ale lui Iuda, da, fățarnice, vorbesc de îmbrățișări sincere. Preocupare. 2. Principii. Parentingul modern, există cursuri la ora actuală de a învăța părinții cum să se comporte cu copiii lor, cursuri care mare parte dintre ele sunt nebiblice, sunt anti-scriptură. Pentru că aceste cursuri spun, lasă-ți copilul să gândească cum vrea. Lasă-l să gândească după cum gândește strada, pentru că un copil nu gândește cum gândește el. N-are cum să se nască din fașă să gândească. El gândește în funcție de anturajul, în funcție de învățăturile, în funcție de persoanele care se află în jurul lui sau în jurul ei. Zestrea anturajului pune amprenta pe gândirea unui copil. Așa că dacă l-aduci la biserică și cântă o cântare, o să-l auzi în timpul lui liber de relax că fredonează o melodie. El nu știe versurile, dar își amintește. Într-un fel sau altul, transmite mesajul cântării. Dar dacă ai pus filme și dacă din când în când în acele seriale mai există câte o jurătură, nu te mira că înjură pe engleză. Că este normalitate. Pentru că mintea copilului tău este o minte curată. Memoria unui copil, mai ales și nu numai, dar mai ales un copil, este asemenea unui jurnal care se scrie de la prima pagină până la ultima. Dar trist e că se pierd paginile finale. Așa se face că dacă treci de anumită vârstă, îți cauți ochelare și spănați. Asta e uitarea, e normalitate. Uiți lucrurile din prezentul apropiat sau din trecutul apropiat. Și îți amintești ce ai făcut la clasa 6, la clasa 5, când mergeai la școală. Asta e memoria omului, nu poate fi compătut, așa e memoria omului, așa e. Așa că dacă atunci când a fost mic, a așezat principiile Domnului în mintea copilului tău, așteaptă-te când crește mare să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Nu întâmplător, Sfântul Solomon zicea, învață pe copil, nu pe adolescent, nu pe tânăr, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Păi ce, n-avem voie să meargă pe orice cale? Păi suntem într-o lume open-minded.
Suntem o societate în care fiecare ce vrea face. Nu. Dacă vrei să ajungă în șanț, lasă-l cu șanțul. Dacă vrei să ajungă un depresiv, lasă-l la filme horror. Cu dihanii, o să apară în cameră, nu te mira. Asta e pus în tolcerul minții lui, asta e așezat în creierul lui, asta macină. Mintea e ca o moară, vrei, nu vrei, macină continuu, dimineața, seara, în timpul somnului uneori prin vise. De ce? Proiectează-ți copilul spre cer prin principii imbatabile. Dumnezeu se oprește și la un moment dat îl descrie pe Avram și ascultați ce zice despre Avram. Nu zice ăsta va fi un comunist, ăsta va fi un dictator. Așa se pretind, așa sunt catalogați oamenii care respectă Scriptura. Asta e un dictator, domnule, cum adică? Numai cum vrea el? Nu, cum scrie în Scriptură. Ascultați ce spune Biblia. Genesa 18 cu 18, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Dar Doamne, dacă Tu ai promis că vei binecuvânta toate națiunile pământului în sămânța lui, nu le binecuvintezi oricum? Nu! Eu am promis, am creat cadru, eu vreau să fac acest favor al binecuvântării, însă există un teren pe care trebuie să calce băieții lui Avram, nepoții lui Avram, casa lui Avram. Și pentru asta trebuie să fie un patriarh, un preot în casa lui Avram și trebuie să poruncească. Nu suportăm ideea de poruncă. Cine ți-o zice că ai voie să zici asta? Cum adică îmi impui tu mie ideile tale? Nu, nu, nu. Eu îți poruncesc și noi, prin Scriptură, oamenii lui Dumnezeu, transmitem calea Domnului. Dumneata faci ce vrei. Știți cum gândesc tinerii părinți în contemporaneitate? Ei spun așa, lasă-l pe copil să gândească cum vrea el, lasă-l pe copil să-și formeze propria lui idee. Dar atunci eu mă întreb, de ce în manualele de clase mici sunt așezate ideile că pot fi și băieți și fete, indiferent cum s-au născut? Dacă pe noi nu ne interesează ca și creștini să așezăm principiile Scripturii în mintea unui copil când e mic de tot, nicio problemă. Uniunea Europeană, Europa și America sunt preocupați pentru asta full time, sunt angajați oameni, regizori, graficieni, specialiști, pentru ca manualele să fie așa construite încât să se creeze idei greșite, spre exemplu ideologia de gen, filmele care sunt turnate. Un părinte zice, nu e nicio problemă dacă băiatul meu, că am vrut oricum să fie fată, îl las un pic cu părul mai lung. Ce problemă n-a asta? Poate are o mare problemă. Pentru că principiul Scripturii e foarte clar. Un bărbat trebuie să aibă părul scurt. Este o rușine pentru un bărbat sau un băiat să poarte părul lung. Scrie asta în Scriptură? Da, păi atunci cum permit eu să trec peste Scriptură și să zic, domnule, suntem într-o lume super deschisă și noi nu trebuie să gândim așa. Păi lasă-l să gândească cum vrei și cum vrea și cum vor alții, că oricum nu va gândi cum vrea el, gândește cum este influențat sau învățat să gândească și nu te mira mai târziu ce ajunge. Nu te mira. Nu te mira că e prea târziu. Lumea contemporană zice așa, din 5 zile pe săptămână, nu e nicio problemă dacă băiatul tău merge de 4 ori pe săptămână la antrenament. De 4 ori pe săptămână la antrenament. Luni, marți, miercuri și joi sau vineri. Ce părere aveți despre un tată sau o mamă care zic, nu-i nicio problemă asta? Prima mare problemă este că încalcă Scriptura care zice, adu-ți copiii împreună cu tine la casa Domnului. Și dacă el marți seara la antrenament, nu mai poate fi la biserică. Eu nu-ți spun să nu-l duci, da? Nu-ți spun că tu trebuie să-l oprești de la orice mișcare. Nu despre asta e vorba. E vorba de învățătura pe care o transmiți. Poate v-am mai spus, vă repet, în clasa a 5-a când eram la Liceul Unirea, era cu profil sportiv și Liceul Unirea avea pentru gimnaziu inclusiv profilul de handbal. Și m-am dus
O singură dată la antrenament, într-o zi de luni, când era și fanfara în Albinii, și când am auzit cum înjură, când am auzit câtă sexualitate este în vorbele lor, eu nici măcar n-am auzit vorbele, nu știam ce-i, credeam că sunt ireale. Pentru că am crescut într-o învățătură bună. Și ce-am zis? Eu nu pot să-mi imaginez că de două ori pe săptămână voi fi infectat doar în minutele în care mă schimb să-mi iau hainele pentru sport. Așa se face că am ales să mă duc luni și joi la repetiții, la fanfară din Albinii, nu la antrenament. Oare ce aș fi ajuns dacă mergeam doar la antrenament și nu mergeam la biserică? Terenul minții copilului tău este un teren care trebuie să fie semănat. Așează ce trebuie în mintea copilului tău. Pune-l pe Hristos. Pune-i Biblie. Joacă-te cu el dacă trebuie, dar jocurile să nu fie greșite. Eu am văzut copii care nu pot să mănânce decât cu telefonul deschis. Iertați-mă, să nu-i normal. Dacă au telefonul deschis cu nu știu ce au, cu desene sau ce au ei, pot mânca, dacă nu, nu. Păi lasă să nu mănânce două zile. Și nu-i da telefon. O să vezi că mănâncă după aia de numai. Principii. Știți de ce a rămas creștinismul pentecostal în picioare? Pentru că au fost oameni al lui Dumnezeu care au avut principii. Au fost oameni care s-au temut de Dumnezeu. Au fost oameni care nu și-au permis nici măcar absența de la biserică, dar aminte să fumeze nu știu unde, departe de casa Domnului. Au fost oameni care au avut principiile Domnului ca Avram și au zis, indiferent cum mă numește societatea, indiferent ce zic oamenii despre mine, indiferent cum atacă societatea din jurul meu, eu știu că copilul meu trebuie să se învețe să se roage, trebuie să fie prezent la cântare, trebuie să fie prezent la închinare, trebuie să fie prezent împreună cu mine. Îi iubesc pe părinții care atunci când se așează ei pe genunchi și copiilor se așează pe genunchi. Și când ei își închid ochii și copiilor își închid ochii. Iubesc copiii care își strâng mâinile pentru rugăciune și asta înseamnă că cineva i-a învățat să se roage. I-a învățat că în timpul rugăciunii se închid ochii și ne rugăm cu toții. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Principii care sunt imbatabile. Nu știu ce va ajunge copilul tău și s-ar prea putea să nu-ți asculte principiile când ajunge mare. Dar nu uita, dacă ai pus sămânța cuvântului în mintea copilului tău când a fost mic, indiferent cât de mult s-ar îndepărtat de Scriptură, dacă a fost chemat numele Domnului peste el prin binecuvântare, garantez pe baza Scripturii că se întoarce înapoi în numele Domnului și fii risipit să se întoarcă înapoi în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Și zice, băiatul acesta s-a întors acasă pentru că a știut că acasă are un tată care e interesat de el. Are un tată care are pâine și belșug de pâine. A știut că la Roscove și la Zdrențe sunt doar porci, doar gunoaie, doar țara străină. Și a zis, mă întorc acasă. De ce? Știu că acasă am avut o părtășie specială. Știu că în curtea casei tatălui meu era prezent Dumnezeu. Știu că la tatăl este belșug de pâine. Nu-i faliment, nu-i cădere, este belșug de pâine. Și fie ca în toate casele noastre să fie belșugul pâinii vieții, a cuvântului lui Dumnezeu, principiile Domnului să fie de neînvins, să nu ne lăsăm influențați de societatea aceasta. Dragii mei, uitați-vă la evreii care se îmbracă exact ca și în Scriptură. Uitați-vă câtă rigurozitate, uitați-vă cât de mult respectă principiile ebraice. Și sunt niște principii nemântuitoare. Dar dacă el i-a zis, nu faci asta pentru că ești din familie de evrei, așa trebuie să te îmbraci, așa trebuie să vorbești, acolo trebuie să mergi, acolo nu trebuie să mergi. Așa trebuie, de ce? E poruncă parentală. Există vreun prunc de evreu care nu se îmbracă așa? Îi vedem în diaspora, îmbrăcați perfect, în miniatură evreu. Pur sânge. Îi invidiez. Îmi place de modul în care își transmit învățăturile mai departe. Proiectează-ți copiii spre cer, proclamând numele Domnului peste copiii dumitale. I-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Numeri 6 zice, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Și la final zice, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. Și eu zice, Domnul voi binecuvânta. Sunt contexte în care copiii nu pot fi protejați de tata și de mamă. Spre exemplu, acum 3 zile a intrat un băiat de 14 ani în școală, e pornit de multă vreme în America, în Georgia. A intrat unul care era neiubit, nebăgat în seamă, tăcut, depresiv.
A ieșit de la ora de matematică, după ce au început ora de 15 minute, a mers afară, s-a întors la finalul orei, avea o armă, a împușcat doi profesori și doi copii. Cine poate păzi un copil de astfel de atacuri? Singurul este Iisus, este Dumnezeu. Când în spațiul ebraic murea fiecare fiu, băiat, întâi născut în familiile de egipteni, în familiile evreilor, niciun câine nu lătrea în Gosen. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis lui Moise, pune sângele mielului la intrarea principală de la fiecare casă. Pune numele Domnului, pune numele meu, pune sângele și simbolul legământului dintre mine și voi prin sărbătoarea pascală. Pentru că atunci când se vede sângele mielului pe preagul de sus și pe uși, pe stâlpi, nu va intra îngerul nimicitor să omoare. Cred tot mai mult că ceea ce va ține în picioare biserica, frați și surori, este sângele lui Iisus Hristos. Este numele Domnului. Dumneata ca tată, în loc să-i spui ești un mototol, ești un blocat, abar n-ai la mate, nu știi fizică, nici română, nu ești în stare, ești. No, dă-i, că tot ce-i zis se împlinește. Ai grijă ce zici, că ce zici se împlinește. Dar tu spune-i, uite, rostesc să ajungi un inginer și în firma în care lucrezi tu, în primii 4 ani, toți angajații să fie mântuiți. Ce zici, ar fi frumos? Spune-i, rostesc să ajungi un medic, o femeie care să fie dedicată lui Dumnezeu și într-o perioadă în care în domeniul ginecologic se produc o grămadă de avorturi, tu să n-accepți niciun avort, să fii un model. Rostesc să ajungi un mecanic și în timp ce lucrezi la mașinile altora să le predici Evanghelia, să le prezici pe Hristos. Rostesc să ajungi un electrician care să fie foarte atent la fiecare fir și să-ți pese ca nimeni să nu fie electrocutat din cauza neatenției tale când lucrezi. Pune numele Domnului. Nu zi nimic negativ despre copiii tăi, chiar dacă îți vine, chiar dacă vezi lucruri negative în copilul tău. Știți că într-o familie de evrei, tata și mama niciodată nu zice nimic negativ despre copil? Știți că fiecare tată și fiecare familie, în fiecare familie de evrei, se aud doar cuvinte de binecuvântare despre copii? De ce credeți că în vremea patriarhilor, părinții, mai ales tatăl, își întindea mâinile peste copii și rostea o binecuvântare? De ce depindeau atât de mult și de ce interesau pe evrei binecuvântarea pe care o dă tata? Pentru că binecuvântarea aceea avea impact, avea autoritate. Proclamați numele Domnului peste copiii dumneavoastră. Și cred tot mai mult, indiferent ce se va întâmpla în România sau în orașul nostru, dacă rostim numele Domnului peste copiii noștri, protecția Domnului va deveni realitate. Sângele Domnului îți va proteja copiii, familia, vor crește, vor ajunge să-și întemeieze familii și va fi dusă Evanghelia mai departe. Dar nu uitați, avem responsabilitatea să ne proiectăm copiii spre cer.